Alechința, Crama Lehbur cu Cristiano și Ettore. Bună ziua! Bună ziua! Ciao. Ne v-am găsit și mulțumim că ne-ați primit. Care e povestea voastră? Suntem o familie de italieni care ne-am mutat în România acum 25 de ani cu o afacere de familie, de tradiție familială, în domeniul industrial, care era începută de moștenită de din partea lui taica nostru, tata nostru. Era vorba de o turnatorie de alama în care făceam componentistica industrială pentru robinet și contoare de apă, cu care ne-am mutat aici acum 25 de ani. Am ajuns în Beclean cu această afacere, care au ținut 15 ani și pe care tangențial în timp, paralel în timp, am început să dezvoltăm această pasiune vitivinicola, care este în DNA-ul nostru genetic, venind dintr-o zonă viticola puternică din Italia și având bunici care întotdeauna s-au ocupat în acest domeniu. Deci vinul face parte din viața voastră de câți ani? Acum în România. 14 ani. De 14 ani în România, dar dintotdeauna în viața noastră, pentru că ne-am născut în acest anturaj. Și dacă ați scoate vinul din toată povestea voastră, care ar fi povestea vieții voastre? Eu m-am îndrăgostit, am crezut că mă îngrosesc de femeie în România și m-am îndrăgostit de vie, de vin și de cramă. Cred că nu mai scap de dragoste asta. Deci, până la urmă, dragostea pentru cramă a fost mai puternică decât dragostea pentru femei, nu? Da, sincer. Care oameni v-au inspirat în viața voastră? Cu siguranță bunicii au avut o influență deasupra calea noastră în care am ajuns, în primul rând, și, bineînțeles, părinții, indiscutabil, și pentru, în cazul meu, cu siguranță și familia m-a adresat în anumite hotărâri care am luat în viață. Ettore? Ex-soția, că și ex-soția e îndrăgostită de cramă. Care este definiția voastră pentru un vin bun? Un vin bun e un vin echilibrat, grad alcoolic, aroma. Din punctul meu de vedere e un vin care esprimă o identitate puternică, un terroir puternic, în primul rând, și după ce toate cele tehnice importante care trebuie să fie încadrate. Deci tu consideri cumva că partea de un vin bun este un vin care are identitatea teroarului în Absolut. Care se formează? Absolut. Și asta este mai important decât orice. Deasupra orice, da, deasupra okay. orice. Și îl completăm cu echilibru de la Ettore, da, atunci, da, nu? Da, okay. da. Care sunt obiceiurile italiene pe care le-ați păstrat în Transilvania? Ricetta noastră e din Alto Adige. Bine, da, despre vinuri. Da. da. Mm-hmm. Este... Și dacă nu vorbim despre vinuri, ce altceva ați păstrat din Italia? Sau ați adus din Italia cu siguranță, în Transilvania? Cu siguranță tradițiile noastre... Mâncare. Agroalimentare. Indiscutabil. Prosciutto crudo, paste, parmigiano reggiano, pecorino... Deci dacă nu să mâncați în Transilvania la fel ca și în Italia. Suntem foarte legați italieni, foarte legați italieni de... Mancam și sarmale. Tradițiile lor agroalimentare. Am înțeles. Ce rămâne românesc în voi când vă întoarceți în Italia? Că am uitat de cămășa. nu mai pun cămășa. Și în Italia mi duc așa. Ok, se știe cum se îmbracă bărbații italieni până la urmă. Deja...
cred că ești cumva așa, cu totul din decor. Mă simt bine așa. Natura, natura și vie m-a modificat. Și tu, Cristiano? Cu siguranță. Chestiile cele mai concrete ale vieții, cele mai, mai importante. Da? Le duci din România da, în Italia? Da, da, da. Nu, sigur, cu siguranță s-au pierdut multe din cele superflue. Ne-au pus mult pe calea să gândim, credem, mai corect, mai coerent. Asta este un feedback foarte interesant, nu l-am mai auzit până acum de la un italian. Care vin v-a impresionat? Un vin pe care l-ați degustat și v-a impresionat? Și care ar fi un vin pe care v-ați dori să-l degustați la un moment dat? Vulstra Miner, Feteasca Negra. Și dacă n-ar fi vorba de vinurile voastre, adică aveți, spre exemplu, din Alsace, Negru de Drăgășani. Negru de Drăgășani, ok. Și dintre vinurile italiene, este vreun vin care v-a impresionat? Cu siguranță cele din Toscana, de la Bulgheri la Montalcino. Brunello di Montalcino, Barolo. Barolo, zona noastră din Barolo, e foarte, foarte bună. Alto Adige, iar și continuați să degustați vinuri italiene, chiar dacă acum faceți vinurile voastre? Da, da. Cu siguranță da? Sunt un punct de reper pentru noi. Întotdeauna o să fie. Cristiano, în ce altă zonă viticolă din lume ți-ar place să vinifici? Cu siguranță în Alto Adige. În Alto Adige. Ettore, există la Dolce Vita în România? Da, da. Nu mai în România. Povestește-ne un pic despre asta. Ce-i la Dolce Vita pentru tine? Dolce Vita pentru mine, că am avut 10 prietene, o zonă foarte frumoasă. Aici, zona de Bistrița, Bistrița Năzău. Și Rodna și un pic mai în sus. Deci asta... Ma am avut 30 de ani, acum a trecut un pic Dolce Vita. Deci până la urmă ai combinat femeile frumoase din România cu mâncarea și cu vinul bun, cu mâncarea din Italia și cu vinul de la cramă. Da, da. Având în vedere că vinul vostru este bio și este și vegan și ecologic, care parte vi se pare cea mai mare provocare? Întreținerea plantației, recoltatul, vinificarea, promovarea, vânzarea vinului? Toate cu siguranță, dar din punctul de vedere biologic, a culturii biologice, este cea mai grea și dificilă este întreținerea plantației. Și să ajungi în fiecare an cu o productivitate coerentă și acceptabilă. Și de calitate, asta cu siguranță e cea mai grea și dificilă provocare. Și pentru tine, Ettore? Pentru mine che vrei o vie perfetta, niciodată perfetta. Mai ales în biologic. Păi greu într-o vie bio să poți să ai o da. Producție perfectă. Da, da, da. Greu cu oamenii, este tot timpul de lucru. Sperăm că ajungem și noi cu o vie în ordine. Practic, voi v-ați împărțit lucrurile, nu? Cristiano da, se da. Ocupă de cramă și tu te ocupi de întreținerea plantației. Da. Cu siguranță ne consultăm tot timpul. Tot, orice facem, facem tot timpul împreună, filologic. Am înțeles. Urmezi rețete clasice sau îți place să experimentezi, Cristiano? Urmez rețete clasice, dar nu mi se pare rău să încerc tot timpul să ajung la un nivel calitativ mai bun. Căutăm calitate întotdeauna și prin asta cu siguranță trebuie și încercat, făcut niște încercări, ieșit din drumul care da. E standard. Ettore, poți să ne spui trei momente sau trei experiențe pe care tu le recomanzi pentru trei din vinurile tale? Spune-mi în limba italiană. Spune-mi în italiană. Trei experiențe. Trei experiențe, da. Da. Care
care se potrivesc cu vinurile tale? Trei momenti în cui asocieresti i tuoi vini. Ah, tre momenti. Esperienze. Han facuto degustare in Italia, cu prieteni che ha fatto degustare, prieteni in Italia ha apprezzato molto, in Cluj cu un domno avvocato che si è indragostito di Golden Muscat, noi burger, e Pinot Noir, e si cu frizzante, cu o femeia frumosa di Bistrița. Ok. Etichetele voastre s-au bucurat de un feedback pozitiv la concursurile internaționale de design. Care e povestea din spatele etichetelor și cum de doi italieni au pus portul popular românesc pe eticheta vinului lor? Prin ajutor și sprijinul a niște graficieni din Italia, care ne-au ajutat să identificăm ceva legat de teritoriul și ceva legat cultural puternic. Și asta a fost adresa care până la urmă ne-a adus la această alegere. Prima dată când a văzut Cristiano o mostra de eticheta pe calculator, s-a emoționat, a plâns. Nu am crezut că o firmă din Italia face o etichetă. Din sud Italia face o etichetă cu o bucată de costum tipic din România. Eticheta noastră e ajuns la Chicago, locul 2, cea mai frumoasă etichetă mondială. Da, e surprinzător că până la urmă doi italieni aleg portul popular românesc și cineva din Italia reușește să-l transpună într-o formă grafică impresionantă. Adică, mă rog, din punctul meu de vedere, eticheta se potrivește cu vinul. Adică, cumva e o etichetă foarte colorată, foarte fresh pentru niște vinuri foarte aromate, așa că felicitări pentru etichetă. Mulțumesc! Cristian, ai un țel pe care dorești să-l atingi în vinificație? Căutare calitativă întotdeauna. Și există un soi pe care cumva îl vezi, ți-ar place să lucrezi mai mult ca să-l duci cât mai aproape de perfecțiune? Pinot Noir cu siguranță e cel mai stimulant sub aspectul ăsta. Okay. Pinot Noir e cel mai complicat vin pentru... Din cauza asta, chiar că este un vin dificil, un soi dificil. Da, este și un soi dificil de vinificat, dar și un soi dificil de înțeles. Da, sigur. Adică consumatorii până la urmă, dintre vinurile roșii, Pinot Noir e ultimul pe care îl înțeleg. Ettore, unde vezi crama ta? Adică care e țelul legat de cramă? Unde sunteți azi și unde te vezi că vreți să fiți? Bine, normal că trebuie mai multă vânzare, ma noi suntem fericiți și așa, suntem o familie. Ne descurcam, avem oameni înăuntru care ajută mult. Și avem multă răbdare, care întotdeauna ne-au ajutat să toate așteptăm și să ducem înainte. Și dacă ar fi să vă poziționați undeva, unde vă vedeți cu cramă în 5 ani de zile? Unde ați vrea să fiți? Parerea nostru că deja e suficient așa, unde am ajuns. Suntem spre drum bun pentru a fi recunoscuți pe o area cât de extinsă. E normal că încet, încet crama crește. Trebuie timp. Care e băutura pe care o beți cu plăcere în afară de vin? Coniac și țuica. Țuica? Da, eu sunt... îmi place foarte mult țuica. Asta e ceva nou. Eu sunt mai mult cu berile artizanale. Eu nu sunt cu bere. Iubesc berile artizanale, mai ales cele artizanale. Dacă fiecare enolog în parte, în momentul în care e în campanie, preferă să bea bere sau că nu bea vin, preferă să bea bere. Dacă nu ați fi ales să faceți vin, ce altceva ați fi ales să faceți?
Io, pe inima mea e rimasto un pic tornitoria da lama, ma acum suntem realizata așa, cu crama, cu natura, cu vie, cu vin. È rimasto un pic tornitoria de lama cu apometri. Pentru mine cu siguranță tot în domeniul agroalimentar. Atunci tangențial când a început pasiunea despre vinurile aici în localitate, în zona, eram în dubiu cu ceva în domeniul produse de masline și de ulei de masline. A, deci până la urmă... În Spania, eram... Erai plecat în Spania. Eram fost câteva ori în Spania și eram atras de ideea. Înțeles. Vă vedeți îmbătrânind la Lechință? A, sigur că da. Sigur. O natură stupendă. Și un loc potrivit. Energia pozitivă. Ce să bem pentru asta, mulțumesc frumos! Cin-cin! Cin-cin! Cin-cin, salute! Salute! Mersi!